dispoziție, drept consecință, voi prezida la partea dispoziției de ședința de astăzi. Înainte de a trece la aprobarea ordinii de zi, am de făcut un amendament la ordinea de zi vis-a-vis de titlul proiectului 11, care, dintr-o omisiune, în textul ordinii de zi nu a fost reluat cum este în cadrul textului proiectului, în sensul că trebuie să introducem în acest text și sintagma documentației tehnico-economice. În ordinea de zi se regăsește decât a indicatorilor tehnico-economice. Cine este pentru această completare a titlului de pe ordinea de zi? Abțineri? Împotrivă? Acest amendament a fost aprobat. Supun la vot ordinea de zi cu amendamentul inclus. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la parcurgerea ordinii de zi. Primul punct de pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al CJ Prahova din data de 22 aprilie 2021. Dacă sunt observații? Nu sunt observații, spun la vot acest punct. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Punctul 1 a fost aprobat. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 28 aprilie 2021. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt observații, spun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Punctul 2 a fost aprobat. Punctul 3 de pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Județean Prahova din 6 mai 2021. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt observații, spun la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Punctul 3 de pe ordinea de zi a fost aprobat. Punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu al județului Prahova și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2020. Aviz comisiile numărul 1 și 6, dacă sunt observații. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Punctul 4 de pe ordinea de zi a fost aprobat. Punctul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unei instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2021. Aviz favorabil de la comisiile numărul 1 și numărul 6. Dacă nu sunt observații? Dacă nu sunt observații, spun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului public al județului Prahova. Aviz la comisiile numărul 1 și 6. Dacă sunt observații pe marginea acestuia? Dacă nu sunt observații, vă rog să nu dați voie să supun votului. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 7. Proiect privind aprobarea unui acord de asociere parteneriat încheiat între Județul Prahova, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Fundația Sera România. Dacă sunt observații, vă rog, doamna consilier. Comisia numărul 5 a avizat favorabil acest proiect de hotărâre cu mențiunea că solicităm informarea asupra acțiunilor viitoare și a detaliilor asupra acestui proiect de hotărâre. Vă mulțumesc!
Doamna secretară, vă rog să menționeze în procesul verbal și cu prima ocazie în care suntem în posesia dată, o să aducem la cunoștința consilierilor etapele de parcurs. Dacă mai sunt observații? Dacă nu mai sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 8. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu municipiul Ploiești și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, Termoprahova. Aici am de formulat un amendament care rezultă din cadrul textului codului administrativ în sensul următor. Ca să-l explic pe scurt, cum a fost identificat președintele de drept în cadrul organelor AGA, la fel trebuia pe simetrie și reprezentatul municipiului primarului. În acest sens, amendamentul este de a introduce și primarul municipiului Ploiești, Andrei Liviu Voroseviș, ca reprezentant de drept, precum și completarea articolului 28 cu o prevedere care este prevăzută tot în textul de lege, dar pentru siguranță s-a solicitat să se reitereze și în cadrul statutului, în sensul că reducerea numărului de asociat sub limita de 2, dacă aceasta nu a fost completată în termen legal prevăzut în acest scop, duce la dizolvarea adiului. E o prevedere legală care nu afectează forma propusă către dumneavoastră. Pe lângă acest amendament cu introducerea domnului primar, aș dori să fac și propunerea completării adunării generale acționarilor din partea județului Prahova, în sensul următor. Iulian Dumitrescu, președinte și reprezentant de drept, și următoarele trei propuneri, domnul director de la Direcția de Proiecte, domnul Leța Dorin, doamna director de la Direcția Juridică Lina Tincă și domnul Andron, nu, domnul Gheorghe Valentin de la Direcția Economică, un jurist, un economist și un responsabil în proiecte care să alăture președintelui în cadrul componenței A. În acest sens, față de cele prezentate, supun la vot toată propunerea, dacă sunteți de acord cu aceste modificări și linii. Domnul consilier. Ați intrat deja pe anexa de la proiectul de hotărâre pentru acest amendament. Domnul președinte de ședință, v-aș supune atenției și colegilor din Consiliu pentru asigurarea continuității activității Consiliului Județean ca actualul președinte, actualul reprezentant al Consiliului Județean, UAT Prahova, în relația cu Veolia și Consiliul Local Ploiești, vorbind de societatea mixtă creată în 2004, să fie cooptat, dacă nu la nivel de AGA, măcar la nivel de Consiliu Director, așa cum prevede statutul. Pentru că domnul Eugen Ionică are deja o experiență și beneficiază de un portofoliu de informații, cred eu, foarte util pentru ca acest ADI, odată înființat, să intre într-o formulă extrem de eficientă, având în vedere timpul foarte scurt pe care îl are la dispoziție. Mulțumesc! Deci, să vă gândiți la Eugen Ionică pentru cooptare, ori la nivel de AGA, ori la nivel de, comite director, acolo unde aveți 1 plus 4 prevăzuți în statut. Domnul consilier, vă rog. Vă mulțumesc pentru propunere, domnule consilier. Problema este că, fiind deja membru AGA la Veolia Energie Prahova, nu aș putea intra într-un alt organ ca și membru AGA. Doi, nu cred că este cazul să intre, așa cum am spus, cineva din AGA de la Veolia Prahova și, mai mult decât atât,
statutul este clar, documentele sunt în ordine, timpul este scurt și cred că trebuie să dăm foarte repede drumul la acest proiect. Mulțumesc. Deci să înțelegem că dumneavoastră nu vă exprimați opțiunea de a... Dacă n-am fost suficient de clar, dar nu vreau să fiu un apă. Nici n-am cum de altfel. Mărturisesc că nu știu dacă juridic am voie sau n-am voie 100%, dar la prima vedere nu cred că ar fi tocmai, eu știu, fer să fiu și acolo și acolo. Am înțeles. Cu privire la al doilea aspect, care de un consilier, dacă nu greșesc și apa spus greșitate, poate să confirm doamna secretar, consiliul director care este din rândul... Din rândul membrilor AGA. Vis-a-vis de propunerea unui consilier, dar o să fie cooptat în consiliul director dacă nu dorește sau nu se poate face cooptarea pe AGA. Deci cine fiind în AGA nu va ajunge nici în consiliul director, să înțelege. Da. Dacă mai sunt alte observații vis-a-vis de această discuție și propunere? Domnul consilier? Vreau să vă sugerez să facem întâi să dăm un vot pentru includerea domnului primar ca amendament, da, în documentele respective și apoi să facem completarea, adică să dăm alt vot pentru completarea în de acord cu dumneavoastră. Adunarea generală. De acord cu dumneavoastră. Deci, supun la vot amendamentul format inițial care este și postat în spate, cu introducerea domnului primar și completarea articolului 28. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Amendamentul a fost aprobat. Următorul amendament, completarea AGA județului Prahova, în formula Iulian Dumitrescu, domnul Leța Dorin, doamna Lina Tincă și domnul Gheorghe Valentin. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Acest amendament a fost aprobat. Dacă mai sunt și alte amendamente de formulat la acest proiect de lege? Dacă nu mai sunt alte amendamente de formulat, supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate. Poftiți? Domnul Carot, scuzați. Eu cred că, în mod normal, o ședință comună împreună cu Consiliul Local Ploiești, cu primarul municipiului, ar fi fost mult mai benefică, pentru că ceea ce astăzi probabil se va vota și implicit aproba, constituirea acestei asociații de dezvoltare intercomunitară, e o chestiune de mare responsabilitate. Și o să vă spun de ce cred responsabilitate și, în același timp, un anume risc, să-l numim de natură socială și economică. Așa cum spun documentele pe care mi le-ați prezentat și probabil majoritatea membrilor Consiliului Județean cunosc, operatorul concesionar din acest moment, Veolia Energie, se va retrage peste un an de zile. În același timp, vreau să vă aduc la cunoștință că începând cu 1 aprilie 2022, după 3 amânări succesive, legea 196/2016 referitoare la venitul minim de incluziune sau de inserție, intră în vigoare. Această lege schimbă fundamental sistemul de subvenționare a tuturor formelor de energie în România, inclusiv de energie termică, și implicit modul de tarifare și respectiv încasare a facturilor se va schimba, repet, în conformitate cu legea de care vorbeam. 3. Tot în acea perioadă încetează valabilitatea derogărilor pe care le-am primit de la Comisia Europeană vis-a-vis de obligațiile de mediu ale termocentralei Brazi, proprietatea UAT Prahova și
producătorul în acest moment de energie termică pentru municipiul Ploiești. Reamintesc colegilor că tot aici, prin hotărâre de Consiliu Județean, mai întâi o hotărâre care a aprobat studiul de strategie și apoi a aprobat plata acestui studiu, hotărârea fiind către consultantul angajat, un capital invest. Hotărârea CJ-ului s-a întâmplat în 29 aprilie 2021. Avem deja strategie. Deci primul amendament pe care vi-l propun este de a scoate din obiectul de activitate al acestui ADI și de asemenea să modificăm în raportul de specialitate punctul A. Pentru că această asociație nu trebuie să mai piardă timpul cu elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului, pentru că ea există, e aprobată de Consiliul Județean și de Consiliul Local Ploiești. A doua mențiune pe care trebuie să o fac vis-a-vis de momentul de astăzi și discuțiile astea le-am avut în grupuri alte destul de aprins, pentru că eu sunt un pic, ca să citez expresia doamnei Ana Maria Vasile, sunt și eu pătimaș când e vorba de termoficare urbană. Soluția pe care Consiliul Județean și Consiliul Local Ploiești dea spun că era bine să fi fost împreună, adoptată ca strategie, încă o dată, există strategia cu două componente, pe termen scurt până în 2030 și pe termen lung până în 2054. Volume de investiții care depășesc ordinul miliardului de euro. De soluția pe care consultantul a propus-o și noi ne-am însușit-o, e de a face delegarea serviciului și, pe bază de licitație, evident, conform legii, concesionarea serviciului. Deci, într-un an de zile de astăzi, poate chiar mai devreme, pentru a asigura continuitatea serviciului, care încetează relația cu Veolia în luna mai 2022, trebuie să avem deja acest operator selectat, contractat și cu obligația asumată, practic să intre în pâine. De aia v-aș propune ca în obiectul de activitate al acestui ADI constituit conform proiectului de hotărâre, obiectivele să fie practic concentrate pe această, repet, mare presiune de timp. Deci ne trebuie cai de sarcini, ne trebuie toți pașii aferenți unei licitații internaționale pentru ca bunul Dumnezeu să sperăm că ne va da șansa să găsim un operator căruia să-i concesionăm serviciu public de termoficare urbană. Oricum, prevederile care sunt în statut, mai sunt niște chestiuni pe care nu are sens să vă repet timpul prea mult, dar cel puțin în documentele care susțin proiectul de hotărâre de astăzi, v-aș ruga să încercăm, când vorbim de obiectivele asociației, să accentuăm ceea ce trebuie el să facă. Serviciul ăsta există, are cai de sarcini, are regulament. Nu înțeleg de ce trebuie să mai și le propună încă o dată ADI, când trebuie doar eventual să ia cunoștință despre el. Cu alte cuvinte, punctul D este inutil, punctul C este inutil, punctul B să monitorizeze derularea proiectelor de investiții, în paranteză, cu subliniere, realizate de proprietarul sistemului de producere, transport și distribuție în energie termică. Nu. Pentru că vor fi investiții care trebuie monitorizate, eventual angajate de operatorul concesionar prin contract de concesiune. Deci, când vorbim de proiecte de investiții, trebuie să vorbim de toate. Toate trebuie monitorizate. Și acelea pe care le fac proprietarii, respectiv CJ-ul pentru cetul Brazi, admisând că va mai funcționa, și pentru rețeaua primară, pentru care, vă repet, pe 24 de kilometri am aprobat câteva sute de milioane de lei finanțarea reabilitării acestei componente din sistem. Punctul C e o chestiune superfluă. Să constituie interfața pentru discuții, să fie un partener activ. Pe atunci, de ce o mai facem dacă nu e așa ceva? Deci,
Amendamentul meu este legat de modificarea în raport să scoatem punctele A, B-ul să devină A, C-ul să fie eliminat, D-ul să fie eliminat, pentru că, repet, serviciul are caiet de sarcini și regulament. Și apoi celelalte puncte, sigur că da, sunt importante pentru că ele se axează pe acest drum critic pe care îl avem până în luna mai 2022. Și ultima mea subliniere, domnul președinte, când vorbim de cadrul legal în care se constituie și va funcționa această asociație de dezvoltare comunitară, vă rog foarte mult să țineți cont de obligativitatea introducerii legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune, pentru că el practic va modifica tarifarea și relația de facturare cu consumatorii de energie termică din orașul Ploiești. Și de asemenea, legea 121/2014, legea de eficiență energetică, legea de fapt care guvernează strategiile locale și naționale de încălzire și răcire urbană la nivelul comunităților din România. Acolo sunt deja aspecte pe care autoritățile administrației publice locale, Prahova și Ploieștiul, deja le-au îndeplinit și le trebuie urmărite și trebuie să ne conformăm angajamentelor deja luate. Închei spunându-vă că data trecută am aprobat proiectul Prahova pentru tranziție justă. Acum câteva luni am aprobat strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova până în 2030, cu bătaie până în 2050. Aceste documente sunt documentele cadru înăuntru căruia se va desfășura activitatea acestui ADI. Tranziția justă prin raportul de țară pe care România îl are și prin includerea județului Prahova în cele 6 județe care sunt obiectul finanțării cu fonduri europene, are ca unul din subiecte, repet, pentru conformare, Cetu Brazi. Nu-i de glumă. Dacă Cetu Brazi mai întâi va fi amendat pentru că emisiile nu respectă maximul admis de documentele europene și apoi eventual chiar va fi închis. De vă spuneam că acest ADI are o sarcină extrem, extrem de importantă. Eu personal, sigur că susțin ideea constituirii, pentru că relația cu Veolia, din nefericire, se va încheia. Și sper să nu fie o sinecură pentru diverse funcții și obligații politice și, cu adevărat, să fie un organism profesional angajat în rezolvarea cele mai grele probleme de serviciu public din județul Prahova, încălzirea orașului Ploiești. Mulțumesc! Amendamentele proiectului le-a reținut pe punctele din obiectivele asociației. Asta vreau să facem o recapitulare ca să nu se omită ceva. Vis-a-vis de articolul 5, litera A, a spus, propuneți eliminarea. Litera, există. Strategia există, aprobată. Litera B să se transforme în litera A. Și să eliminăm paranteza, pentru că paranteza este inutilă. Litera C și D. Fără numărul 3. C și D n-au niciun... E vorbăraie. Caietul de sarcini și regulamentul serviciului există. Serviciul momentan nu există. Serviciul va exista, nu vorbim de serviciu existent acum. Serviciul va fi cel care se va organiza licitația. Deci nu putem să ne referim la serviciu existent în prezent. Scuze, nu. Serviciul, așa cum este definit în textul documentelor, este alimentarea în regim centralizat cu energie termică a municipiului Ploiești, serviciu public. De acord, dar caietul de sarcini și regulamentul se va stabili de ADI și se va fi scos la licitație pentru a asigura toate necesitățile și cerințele unui serviciu public. Corect. Dacă țineți la chestiune, atunci să revizuiască cumva, pentru că nu poate inventa ceea ce există deja. Da? Să actualizeze, dacă vreți, caietul de sarcini și regulamentul. Noi nu avem un caiet de sarcini preluat la cineva pe care îl ridicăm. Acum se va face un nou caiet de sarcini conform cerințelor la data la care se ridică. Nu putem să spunem că acest caiet de sarcini care a stat la baza
serviciul de delegare existent la această dată va fi preluat în noua licitație. Nu, la noua licitație. Aici vorbim de obligația din legea 51/2016 și din 351/2006 referitoare la obligativitatea acestui serviciu public de a avea un caiet de sarcini și un regulament propriu, indiferent cine operează serviciu public. De acord. Deci vorbim de existența, dacă n-am avea caietul de sarcini și regulamentul, funcționarea serviciului public în acest moment ar fi ilegală și cu urmare nepermisă. Deci există un caiet de sarcini și regulament. Ceea ce spune dumneavoastră în vederea licitației, urmează să faci un caiet de sarcini special care este dedicat organizării licitației, în vederea concesionării, după delegarea serviciului public, concesionării serviciului public. Lăsați-mă să mă abțineri de exact de existența unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu la această dată, vis-a-vis de problema de pe ordinea de zi. Deci, dacă aveam un reprezentant al municipiului Ploiești, vă putea confirma că există atât caietul de sarcini, cât și regulamentul serviciului public de alimentare cu energie. Sunt de acord cu dumneavoastră că există ceva la această dată, dar noi dacă stabilim regulile și principiile de derulare al unui nou serviciu în acest domeniu, un nou proiect care va avea la bază un nou caiet de sarcini, un nou regulament. Nu e un nou serviciu. Asta e problema. Serviciu, în esență, ca definiție, este, da, serviciu public de asigurarea alimentării. Dar, ca structură, nu putem să spunem că ceea ce există acum va fi și ulterior. Partea de organizare, cu totul altceva, ne vorbim de documentele fundamentale. Dacă vreți să existe o formulă care să preia grija dumneavoastră, puteți să spuneți actualizarea caietului de sarcini și regulamentului. Păi, dacă nu exista așa ceva, nu putea fi licențiat operatorul, să ne înțelegem. Legea e clară în România. Nu putem să alimentăm 50.000 de apartamente în Ploiești fără să fi întrunit condițiile prevăzute de lege vis-a-vis de serviciu. Încetează. Să armonizeze, să dăm un termen de armonizare, să armonizăm caietul de sarcini. Condițiile anterioare, impuse prin caietul de sarcini, încetează la momentul în care încetează contractul respectiv. Noi scoatem acum tocmai pentru viitor. Nu? Eu am înțeles. Operatorul se va schimba. Serviciul e același. Noi schimbăm, noi avizajăm de fapt să nu pierdă timp cu activități inutile. Pentru că a face un nou caiet de sarcini și un nou regulament este redundant, este inutil, e pierdere de timp. Asta e tot. Repet. Da, domnul consilier. Dacă ne uităm la obiectivele asociației, constatăm că mare parte din ele sunt cerințe legale. Dacă citim textul de lege, o să găsim acolo mare parte din aceste puncte. Sigur, și eu am o întrebare legat de textul din paranteză, realizată de proprietarul sistemului de producere. De ce doar de proprietar? De ce să nu scoatem, adică să rămână, să monitorizeze derularea proiectelor de investiții care se pot face, fie de proprietar, fie de cel care va gestiona serviciul respectiv. Și asta, sigur, această chestiune va fi cuprinsă în caietul de sarci. În rest, nu văd o problemă cu celelalte puncte cuprinse în rândul obiectivelor asociației. Spuneam, mare parte din ele sunt rezultatul și voinței legiuitorului. Mulțumesc. Deci aș vrea să spun că la remarcile pe care le-a făcut domnul consilier Calotă, cel puțin la punctul ăsta, elaborează să acorde strategia de dezvoltare a serviciului. Aici aș vrea să fac o completare în sensul în care, în concordanță cu strategia elaborată deja în mandatul precedent de către consultant pe care noi l-am și plătit, l-am angajat și l-am și plătit. Deci acolo aș vrea să fie trecută ca și completare în concordanță cu strategia deja elaborată.
Da, la punctul B ar trebui să dispară acel realizat de proprietarul sistemului de producere, pentru că o să avem și mai jos în statut obligațiile celui care va câștiga operarea serviciului și acolo sunt de monitorizare, de implementare și toate celelalte. Deci ar trebui să dispară realizate, pentru că așa cum este formulat este o, cum să spun, o închidere, o îngrădire, da? Iar la ce, da, ce constituie interfața? Cât privește caietul de sarcini, caietul de sarcini pentru serviciu, el există la nivelul municipiului cu siguranță. Dar aceasta fiind un ADI, trebuie făcută și îndeplinită condiția de legalitate, așa cum a spus domnul consilier Apostolache. Și atunci este, da, este nevoie să se facă un caiet de sarcini și un regulament. Chiar dacă ele există, asta nu ne împiedică să nu luăm din ceea ce a făcut și ceea ce este acum la municipiu, pe baza căruia funcționează regimul de termoficare și să-l adaptăm, să-l prezentăm ca și caiet de sarcini în cadrul Asociației de Dezvoltare Intracomunitară. Mulțumesc! Și vă spun, ziua! Da. Am o, mai multe observații de făcut în aceste... Deci, ce s-a aprobat în hotărârea Consiliului Județean data de 29 aprilie este studiul de oportunitate pentru atribuirea serviciului de termoficare. Nu este strategia, este studiul de oportunitate pentru identificarea soluțiilor care sunt care cea mai bună, dacă delegarea serviciului directă sau delegarea sau serviciul delegat. De aici încolo, în momentul în care, deci asta este una dintre punctul, apropo de punctul A. Strategia de dezvoltare a serviciului ea trebuie să fie modificată, având în vedere și trebuie să fie actualizată în conformitate cu dorințele și cu ceea ce se va face de aici încolo pentru a putea stabili neutralitatea climatică și ceea ce și-a asumat România la nivel de Green Deal. Caietul de sarcini care este în momentul de față actual făcut pentru acest serviciu în anul 2003, în secunda în care s-a făcut prima delegare a acestui serviciu la VMLA, conține acele acțiuni și activități care erau la momentul respectiv active sau care au posibil a fi făcute. La momentul acesta, caietul de sarcini pentru a fi atribuit acest serviciu pentru delegarea serviciului de termoficare trebuie să fie în concordanță cu mai multe documente programatice pe care Consiliul Județean le-a aprobat. Respectiv, strategia de dezvoltare durabilă, planul de tranziție justă pe care îl are, toate lucrurile pe care noi le-am propus a face de aici încolo, a putea vedea prin cogenerarea, a putea introduce toate sistemele care sunt necesare pentru a îndeplini solicitările Comisiei Europene de reducere de emisii de dioxid de carbon. În aceste condiții, care de sarcini pentru delegarea serviciului trebuie să conțină lucrurile pe care Consiliul Județean și le dorește a le face pentru o perioadă de 10 ani de zile. Deci nu este un lucru pe care putem accepta. Adică nu este neapărat modificarea de care sarcini din cel vechi, pentru că la nivelul 2003 nu era nimic, nicio vorbire despre ceea ce se întâmplă cu cogenerare și toate aceste structuri pe care noi le avem acum gândite pentru perioada viitoare de programare. Mai mult decât atât, strategia de dezvoltare a serviciului care este obligatorie pentru a fi finanțate proiectele pe care noi intenționăm să le finanțăm din fonduri europene, așa cum am făcut pentru proiectul de termoficare pentru înlocuirea rețelelor, cele 25 care le-am aprobat și a fost depus în decembrie. Ele s-au bazat pe o strategie de termoficare, cea care a fost aprobată anterior. Dar de aici încolo, în momentul în care vom avea o nouă structură, cu un nou caiet de sarcini, cu o nouă structură care va face alte activități care să îndeplinească celelalte lucruri pe care noi le avem de gând de a le face în județ, va trebui să fie o strategie de a dezvoltarea serviciului pe noile structuri. Deci pentru asta, de asta vă spuneam că partea punctul numărul A este necesar, că nu este la imediat, acum, în mâine, ci este pentru o structură de viitor. Mai mult decât atâta, la vis-a-vis de realizarea proprietarului de sistem de monitorizare a demnarea proprietarului de investiții, în principiu, cum spunea domnul Pastalache, domnul consilier, noi nu prea putem să monitorizăm, adică trebuie să găsim un alt cuvânt, trebuie să ne gândim la un alt cuvânt, nu putem monitoriza investițiile făcute de către ei. Putem monitoriza rezultatele investițiilor, adică monitorizăm investițiile noastre ale ADI-ului, da? Dar monitorizarea investițiilor lor nu, ci rezultatul poate, că nu știu dacă pot să monitorizez să-i întreb, să intru în bugetul lor, să văd ce fac ei pe investiții. Nu știu dacă aș putea. Știu dacă am bază legală. Asta nu vă spun că nu știu, recunosc că nu știu.
pentru că va trebui să găsim monitorizarea derulării proiectului de investiții realizată de către proprietar și o să găsim o formulă cu direcția juridică astfel încât să putem să vedem ce investiții fac ei. Ca să putem să găsim o formulă să le controlăm investițiile, nu neapărat, da? Asta am vrut să vă spun. Mulțumesc. Doamna administrator, vis-a-vis de amendamentul formulat pe litera B în ceea ce privește cuprinsul textului din paranteză, nu putem trecem mai departe și să spunem că vom găsi o formulă concretă atât timp cât nu este prezentată în fața Consiliului. Fapt pentru care vom supune la vot amendamentul format de domnul Carute și domnul consilier Eugen Ionică de a se elimina această paranteză când vom ajunge la supunerea amendamentului la vot. Domnul consilier Carute, vă rog. Eu vreau colegii prezenți să votăm în deplină cunoștință de cauză. Îmi pare foarte rău că doamna Ana Maria Vasile se duce într-o zonă extrem de birocratică și sigur că dacă invocăm necesitatea înființării ADI și modul în care funcționează, am și apreciez și sunt de acord cu ceea ce mai devreme colegii Ionică și Apostolache au spus vis-a-vis de punctul D. Oricum, serviciul, într-un fel, se reconstruie după ce pleacă de ori. Dar, ceea ce a spus dumneavoastră, iertați-mă, dacă aveți la un calculator sau un telefon care se conectează la e-mail, v-aș ruga foarte mult să vă duceți la hotărârea Consiliului Județean pentru plata studiului Rom Capital și care se intitulează Strategia locală pentru alimentarea cu energie termică sunt centralizată la nivelul județului Prahova, pentru municipiul Ploiești. 2. Această strategie, care practic e a serviciului, a fost aprobată. Studiul este datat aprilie 2021. Deci nu vorbim de un trecut îndepărtat, ci de aprilie 2021. Studiul are 50 de pagini, doamna Vasile, și a fost aprobat prin hotărâre de Consiliul Local municipiul Ploiești în data de 4 mai. De-aia vă spuneam că era bine să fi fost împreună, că mă scuteam poate un pic din timpul pe care aceste contraziceri le au. A doua chestiune de care vorbim, ceea ce intervine ca noutate în cadrul legal în care se va desfășura activitatea acestui ADI, e cu adevărat ceea ce spunem Green Deal-ul și tranziția justă. Dar tot Consiliul Județean Prahova a aprobat prin hotărârea 116 din 18.09.2018, atenție, strategia până în 2050, privind sacetul pentru județul Prahova, destinată municipiului Ploiești. Deci există niște lucruri foarte bine așezate și aprobate de Consiliul Județean vis-a-vis de strategie, ca să mai pierdem timp. Eu înțeleg că dumneavoastră vreți să arătați că acest ADI inventează apa caldă, dar el trebuie să se concentreze exact pe ceea ce spunea mai devreme domnul vicepreședinte. Elementele constitutive pentru ca în mai anul viitor să avem un operator, că vom constitui pe baze proprii, că vom găsi conform strategiei pe care am aprobat-o prin licitație în vederea concesionării serviciului, vom vedea. Dar are foarte multă treabă ca să-și mai pierdă timpul cu angajarea unui consultant, cu lansarea din nou unei proceduri de achiziție și mai departe, să mai facă din nou o strategie deja aprobată de noi. Deja aprobată de noi. Și care conferă serviciului toate premisele de dezvoltare, repet, investițională, operațională, tehnică și tehnologică, în conformitate, repet, cu documentele europene. Asta e tot. Deci, absolut de acord că punctul D e necesar, punctul C e superflu și a trebuit, după opinia oricui, să iasă de acolo, pentru că e o declarație gratuită. Iar proiectele de investiții, vă atenționez că nu se face nimic la proprietar acasă, fără ca proprietarul să monitorizeze investițiile pe care le face într-un operator concesionar. Deci limitarea prin paranteza aceea este de mai mare risc decât eliminarea ei, care lasă loc să monitorizeze toate investițiile. Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt alte observații. Dacă se poate,
Deci putem să spunem așa, să monitorizeze derularea proiectelor europene, proiectelor de investiții, realizate de proprietarul sistemului de producere, transport, distribuție și supravegherea investițiilor făcute realizate de către, de către concesionar. Doamna, substanța concesiunii înseamnă angajamentul pentru investiții pe care operatorul concesionar le va face. Acele investiții pot fi la fel de importante ca investițiile pe care le face proprietarul. Dar ele nu pot fi făcute fără monitorizare de către proprietar. Asta este și motivul pentru care am spus... Nu mai vă citiți nu știu ce text rupt din nu știu ce document. Nu, niciun fel. Când e logica pe care toată sala asta o acceptă, dumneavoastră nu vreți să o acceptați. Mulțumesc. Deci, dacă mai sunt alte amendamente de format, dacă nu vom trece la supunerea la vot, avem... amendamentul domnului Carătă pentru litera de excludere și amendamentul domnului Eugen Ionică de a se completa litera A în concordanță cu strategia aprobată. De acord, domnul consilier? Aveți în bine? Da. Supunem la vot amendamentul domnului Carătă de excludere a litera A. Cine este pentru? Nu arată, nu înțeleg, da? Două. Cine se abține? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cinci cu doi, șapte, treizeci și șase, 29 împotrivă. Amendamentul domnului Carătă, vis-a-vis excluderea alineatului litere A, a fost respins. Supun la vot amendamentul domnului consilier Eugen Ionică de a fi completată litera A cu sintagma în concordanță, cu fraza în concordanță cu strategia aprobată. Cine este pentru? Cine se abține? Șapte abține. Cine împotrivă? Amendamentul a fost aprobat cu 29 de voturi pentru și 7 abțineri. Trecem la supunerea la vot a amendamentului vis-a-vis de litera B, formulat atât de domnul Eugen Ionică, cât și de domnul consilier Tarot în sensul eliminării cuprinsului paranteze. Și domnul Apostolache, scuzați. Cine este pentru acesta, eliminarea acestui conținut? Abținet? Cinci abținet? Împotrivă? 31 de voturi, amendamentul a fost aprobat. Urmează amendamentul domnului Carotă de excludere al literei C. Am spus corect, domnul consilier? Supun la vot cine este pentru? Cine se abține? Abține. Cinci. Împotrivă. 29 de voturi. Împotriva, amendamentul a fost exclus. Dacă mai sunt alte discuții, spun la vot proiectul de hotărâre cu toate amendamentele aprobate incluse. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 37 de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat cu amendamentele incluse. Procedurilor de achiziție a imobilului teren în suprafață de 187 m² scoate în comună
comuna Valea Doftanei, sat Reisteni. Comisiile 1 și 6 la dispozitiv, dacă sunt observații. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mulțumim. Proiectul de hotărâre numărul 10. Privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție a imobilului teren în suprafață de 278 metri pătrați situați în comuna Valea Doftanei, sat Reisteni. Aviz pozitiv comisiile 1 și 6. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt observații, spunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul apărare mal pentru protejare DG 230, kilometru 0,130, zona strada lunilor, rezervoarea apă, comuna Grajna. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt observații, spunem la vot. Aviz comisii 1 și 6 pozitiv, în ca să precizez. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre, trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor hotărârii numărul 145/2017 a Consiliului Județean Prahova privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului a Județului Prahova. Aviz comisiile 5 și 6 favorabil. Dacă sunt observații? Doriți să luați cuvântul? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Deci, în articolul 13, proiectul de hotărâre privind pentru modificarea și completarea hotărârii 55/2021 a Consiliului Județean Prahova privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. Observații? Dacă nu mai sunt discuții, spun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă. Aviz favorabil comisiile 5 și 6. Dacă sunt discuții, vă rog. La punctul 2, la articolul 2 al proiectul de hotărâre se spune că activitatea echipei intersectoriale locale este coordonată de DASCP Prahova, iar responsabilitățile sunt prevăzute de HT 49/2011 privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum și copii români, migranți, victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state. Vă propun suplimentarea numărului de locuri în comisie cu reprezentanții Centrului Regional al Agenției de Luptă împotriva traficului de persoane Ploiești, care are sediu în clădirea asta, și Centrului de Evaluare, Prevenire și Evaluare și Consilierea Antidrog Prahova. Ambele instituții au competențe în domeniu. Mulțumesc! Dacă mai sunt alte discuții? Doamna secretară, aveți obiecții vis-a-vis de propunerea domnului consilier? Într-adevăr, observațiile domnului consilier
activ care a stat la baza inițierii acestui proiect de hotărâre, dar în titlul hotărârii au intervenit modificări doar asupra comisiei privitoare la combaterea exploatării copiilor prin muncă. Și componența acestei comisii este prevăzută de cadrul legal care a fost indicat, respectiv hotărârea guvern 49. Se pot institui și sunt instituite comisii și pentru traficul de persoane și traficul de copii și toate celelalte componente care sunt prevăzute în titlul hotărârii de guvern. Văzut că sunt prevăzute și organizații non-guvernamentale și în contextul ăsta vă spuneam, pentru că nu este limitat numărul de membri. E adevărat, da. Uitați-vă, numai că ar trebui să avem numele complet și datele. Da. Având în vedere faptul că nu este limitativ prevederea legală, după cum a precizat și doamna secretar, eu aș propune domnul consilier, dacă nu vă deranjează, să supunem la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, să facem corespondență cu entitățile pe care le-ați precizat și în următoarea ședință ordinară să venim cu proiect de hotărâre în completarea managerilor. Domnul consilier susține această propunere. Dacă mai sunt alte observații? Dacă mai sunt alte observații, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Aprobat proiectul de hotărâre. Vă rugăm să se rețineți și în procesul verbal și aparat să facă o corespondență solicitată de comunitate. Proiectul de numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației președintelui, vicepreședintelui Consiliului Județean, preocupa consilierilor județeni, precum și a modelului semnului distinctiv al acestora. Aviz favorabil Comisia 6. Observații? Dacă nu observații, supun la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor autoturisme, asociații de dezvoltare intercomunitară, parteneriatul pentru managementul apei Prahova și asociații de dezvoltare intercomunitară, parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova. Aviz de la comisiile 1 și 6. Dacă sunt discuții? Dacă nu spunem votul, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 17. Proiect de hotărâre privind revizuirea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021-2027. Aici sunt formulat aviz de la comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dar sunt formulate și două amendamente. Să spunem trei amendamente și din partea executivului, două dintre ele vizând aceeași problemă, amendamentul domnului consilier Apostolache Mihai a fost însușit și de către executiv ca urmare a venirii unei solicitări din partea persoanei interesate prin registratură și în acest sens dorim completarea strategiei în sensul următor, măsura investiții pentru dezvoltarea infrastructurii culturale cu obiectivul reabilitarea conacului Nicolau din comuna Braj, județul Prahova, un moment istoric la sa. Corect, domnul consilier? Și domnul vicepreședinte? Avem un amendament pe aceeași temă, restaurarea și revitalizarea și punerea în valoare obiectivului conacului Râncoveanu din orașul Braza. Un moment în clasa B. Restaurare. Formularea restaurare la Braz, la Breaza sau? Pentru Breaza. Pentru Breaza?
Cum e corect? Pentru Brazile Sus este acum, acum Nicolau Brazile Sus, nu? Da? Este restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare obiectivului pentru că poate să fie și revitalizarea înseamnă și reabilitarea, poate înseamnă și reabilitarea și reabilitarea. Mulțumim. Da, mulțumesc. Supunem votului primul amendament în ceea ce privește conacul Nicolau din Comuna Braz. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Amendamentul a fost aprobat. Supunem la vot al doilea amendament formulat de domnul vicepreședinte Apostol vis-a-vis de conacul de la Ambreaza. Da? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Amendamentul a fost aprobat. Dacă mai sunt discuții? Dacă mai sunt discuții, trecem la votul proiectului de hotărâre. În ansamblu lui cu amendamentele incluse, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării continuității serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Prahova. Aviz favorabil de la comisiile 1, 3 și 6. La dosarele de ședință comunicate tuturor consiliilor v-am aflat la cunoștință și punctul de vedere al Asociației Transportatorilor. Urmare acestui punct de vedere, aș formula un amendament în sensul ca la punctul articolul 20, punctul 20.2 din contract, pentru a se îmbrăca doleanțele acestora, să introducem prezentul contract să completeze cu prevederile codului civil și cu reglementările legale speciale în materie. Am observat că sunt secvențial solicitate includerea în cadrul contractului a unor prevederi legale punctuale. Și atunci, pentru a nu lua în discuție ceva care nu se află în competența Consiliului Județean, în speță să spunem când se va face decontarea, pentru că nu ține, conform legislației în vigoare, de competența Consiliului Județean, să completăm o prevedere la capitolul diverse în final, în care dacă cumva apare o normă care va impune Consiliul Județean să urmărească și să dispună ceva, noi cu siguranță o vom aplica imediat cu intrarea în vigoare. În acest motiv formulez acest amendament. Dacă sunt discuții pe marginea acestui. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Dar n-am făcut anunța că nu faci tot la vot. Dacă nu sunt discuții pe amendament, spun la vot amendamentul formal. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul impus. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Scuzați-mă. Tot suntem la capitolul Serviciu Public de Transport Județean. Am depus la Consiliul Județean o solicitare prin care am rugat executivul să, în momentul în care pregătește documentația pentru programul de transport județean, să includă ca unul din criteriile de punctare pentru obținerea licenței de transport și dotarea mijloacelor de transport cu un loc special destinat transportului cu scaun rulant pentru persoane cu dizabilități locomotorii. Astăzi am primit și un răspuns de la executiv în care mi se spune că operatorii de transport vor avea obligația, ca în conformitate cu legea 448/2006, să ia toate măsurile necesare în vederea adaptării mijloacelor de transport în comun. Sigur, pune aici în limitele posibile tehnice
constructive folosite în prestarea serviciului de transport pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și călătorie. Sper să se urmărească acest răspuns și să devină realitate și pentru că am făcut o solicitare concretă pentru traseul Ploiești-Stejaru, Comuna Braz, traseul 77, acolo se solicită de mult timp din partea unui copil cu dizabilități, dar să îi se asigure condiții normale de transport. Și vă rog cu această ocazie să încercăm să rezolvăm această problemă. Mulțumesc. Cu siguranță, domnul consilier, v-am auzit și mai. Continuăm ordinea de zi cu punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului măsuri active de prevenire a corupției prin acțiuni de educare și conștientizare la nivel instituțional în județul Prahova. Aviz favorabil comisiile 1 și 6, dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurilor de selecție pentru membrii Consiliilor de Administrație ale societăților la care județul Prahova este acționar unic. Aviz favorabil de la Comisia 6. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, se pun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 21. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului județului Prahova în AGA la Societatea Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea modificării actului constitutiv. Aviz comisiile 1, 3 și 6. Dacă sunt discuții, vă rog. Domnule președinte de ședință, stimați colegi, grupul nostru PSD, PPUSL, se va abține de la acest proiect și de la următorul. Și câteva întrebări. Ați luat în calcul aceste modificări? Pot afecta pierderea fondurilor europene? O a doua întrebare. Modificările sunt discutate cu cei de la Ministerul Finanțelor, astfel încât să nu apară sincope în accesarea banilor? Și încă o întrebare mai la obiect. Aceste modificări au ca scop final înlăturarea actualei conducerii al Hidro? Și vă rog să răspund, vreau să-mi răspundă președintele, dar acum a picat pe dumneavoastră. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți. Condițiile de eligibilitate ale proiectului nu sunt afectate de această modificare. Eligibilitatea proiectului poate fi pusă în discuție dacă organele de conducere nu sunt constituite legal, nici de cum dacă sunt constituite legal. Faptul că se trece de la 7 la 5 nu este o condiție de eliminare a eligibilității proiectului. Refer la a doua întrebare pe care a spus-o, că se face acest lucru în vederea înlăturării actualei conducerii a societății. Vă aducem la cunoștință că, după cum cred că știți și dumneavoastră, Consiliul de Administrație care face obiectul acestei hotărâri nu mai este în funcție și este Consiliul de Administrație temporar, dar cu privire la conducerea executivă la conducerii Hidro Prahova urmează să analizeze noul Consiliu de Administrație nu temporar până la definitivarea procedurilor de selecție conform OG 109/2011. Mulțumim. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă mai sunt alte discuții, spun la vot proiectul 21. Cine este pentru? Abțineri? Să se consemneze că și Ludmila se abține. Da. Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 30 de voturi. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantul județului Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriat pentru Managementul Apei Prahova. Proiectul
cu privire la obținerea mandatului în vederea votării în AGA a eliminării taxei de proiect. Să înțelegem că vă obține și la, vă abține și la acest proiect. Vă doriți ca tariful de apă să rămână la valoarea actuală și nu să scadă. Mulțumim. Supunem votul. Cine este pentru? Vă citez așa cum există în lege, așa cum a fost modificată, vorbesc de legea 241/2006, modificată în 2018 cu amendamentul care permite, citez, autoritățile deliberative ale unităților administrative teritoriale pot adopta hotărâri pentru scutirea populației de la plata colectării, transportului, epurării și evacuării apelor pluviale, cu suportarea din bugetul local, în limita disponibilităților și a sumelor alocate cu această destinație. Închid citatul pentru că asta e prevederea legală. Ca urmare, eu cred că, sau că am grăbit colegii din executiv, momentul în care dăm mandat președintelui pentru scutirea de la plata acestei taxe și a persoanelor juridice. Ele nu sunt exonerate prin lege. Doar cetățenii, consumatorii, persoane fizice pot beneficia de această chestiune. Rog să se facă această precizare, astfel încât mandatul dat domnului președinte să mă pună într-o situație dificilă. Mulțumesc. Dacă este în sală domnul director Adi Apă, domnul Hodorog, vă rugăm să ne precizați dacă aveți cunoștință de menținerea în vigoare acestei prevederi sau de abrogarea ei. Dacă mai este în vigoare sau nu mai este în vigoare. Există, să zic așa, o întrebare că e posibil să fi fost abrogată pentru un text ulterior. Dacă nu este abrogată într-un text de lege, spunem la vot ceea ce a spus domnul consilier. Domnul consilier, a dreptate, într-adevăr, în iulie 2018, legea 215 din 27 iulie 2018 a adus modificări și completări la legea 241/2006, unde au fost introduse articolele 23 și 24, la care dumneavoastră s-a făcut referire. În schimb, ordonanța de urgență numărul 114 din 28 decembrie 2018, articolul 82 spune în felul următor. Aliniatele 23 și 24 din legea serviciului, cu modificări și completări ulterioare, se abrogă. Pe înțelesul tuturor, ceea ce s-a solicitat, mai este în vigoare sau nu este în vigoare? A fost abrogă. Inițial, costurile generate de colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor pluviale sunt suportate de utilizatorii serviciului. Capitolul 4 a fost completat cu punctul 4, articolul 1 din legea 215 din 27 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial. Articolul 24. Prin excepție de la prevederile aliniatului 23, autoritățile deliberative ale unităților administrative teritoriale pot adopta hotărâri pentru scutirea populației de la plata colectării, transportului, epurării și evacuării apelor pluviale cu suportare din bugetul de stat local în limita disponibilităților și a sumelor alocate cu această destinație. Am înțeles. Din punctul meu de vedere, punctul 23, care impune în sarcina utilizatorilor suportarea unui cost, a fost abrogat în mod expres prin nou G114, care nu mai există la această dată, iar punctul 24 avea o aplicabilitate într-o anumită condiție, care e stipulată, pot aproba scutirea, dar cu suportarea din buget. Dacă 23 nu mai subzistă la această dată, 24 e lipsit de substanță, eu spun că taxa este eliminată prin modificarea prevăzută de 114 integral. Aștept și să ne departe în să observați. Deci 23 spunea, utilizatorii suportă taxa. 24, autoritatea
poate elimina taxa, dar cu suportarea ei din bugetul propriu. Avem ordonanța 114 care abrogă 23 și 24. Abrogând 23, care vine și spune clar că nu mai există textul legal în care era prevăzut. Utilizatorii suportă taxa. Nu mai există această obligație în sarcina utilizatorilor. Și atunci 24 ar fi rămas lipsită substanță să spună că cu suportarea din bugetul local. A eliminat-o și fără suportarea din bugetul local prin hotărârea autorității. Eu așa interpretez. Domnul Apostol, chiar dacă dumneavoastră... profesor, ne puteți da... Acum, e clar că sunt două articole care sunt abrogate, la care ați făcut referire. Unde a rămas costul până la urmă? Adică s-a eliminat. Cine îl suportă? Că, bun, s-a eliminat... Înțeleg că mai este taxă. În cuprinsul actului normativ se mai vorbește despre această taxă? Pentru că e important să vedem și alte articole din el, nu doar partea asta, cele două articole. De asta nu pot să mă pronunț până nu avem actul normativ în integralitate și anumite trimiteri la care face actul. Nu avem cum să... Nu pot să-mi dau cu părerea fără să avem tot textul de lege în față. Am înțeles, dar pentru a nu se trece la vot în necunoștință de cauză din partea tuturor consilierilor, propun amânarea acestui proiect de hotărâre și discutarea lui în președință eventual chiar extraordinară pentru a se edifica toată lumea vis-a-vis de integralitatea textului și de existența obligativității menținerii taxei sau de inexistența așa. Spuneți, domnul consilier, vă rog. Aici apare o problemă. Sunt localități și localități. Sunt localități unde există rețea pluvială și este dată în administrare operatorului și sunt localități unde nu există niciun fel de rețea pluvială și operatorul nu face nimic pentru colectarea apelor, doar ia bani. Nu are niciun fel de activitate și niciun fel de atribuțiune pe partea apelor pluviale. Și aici e de discutat. Dacă la Plești, probabil la Panova, are rețea pluvială și o întreține și pentru asta cere bani, în localitățile unde nu e nimic, pentru ce să cere bani? E un punct de vedere pe care să-l luăm în discuție la ședința extraordinară vis-a-vis de ceea ce a spus, dar dacă se ajunge la concluzia unitară că se elimină taxa, atunci nu o să mai fie nici o discrepanță între localitățile care au sistem de canalizare și altele. Nu canalizare, există pluvial. Și sistem pluvial de colectare a apelor, scuzați. Domnul consilier, vă rog. Operatorii reglementați, așa cum este Hidro Prahova, funcționează pe bază de tarif. Tariful are aceeași structură, indiferent că vorbim de tarifarea apei, energie termice, energie electrice sau gazelor. OPEX-ul, CAPEX-ul și CPT-ul, consumul de pierderile tehnologice, acelea despre care vorbeam mai demult, că sunt prea mari la Hidro Prahova. În structura tarifului, deci intră costurile. Apa pluvială, și credeți-mă că nu sunt partizanul ideii de a taxa populația mai mult decât e corect să fie făcut, nu doar că e colectată, dar ea trece obligatoriu prin stațiile de depurare. Deci oricum presupune niște costuri. Costurile astea sunt marcate de către operatori în cheltuielile de operare, OPEX, cheltuielile de operare. Acum, e foarte bună propunerea noastră de prorogare acestui proiect, pentru că, din punct de vedere legal, trebuie să se documenteze lumea foarte bine. 1. Dacă taxa este eliminată, încă o dată, doar pentru populație, nu sunt exonerate instituțiile publice sau agenții economici. 2. Dacă în cadrul Hidro Prahova, structura de tarif presupune costuri aferente apei pluviale, costuri care au fost transmite finanțatorului, pentru că să nu uităm că în acest moment Hidro Prahova beneficiază de finanțări pe niște sume, pe niște fonduri importante din partea unor instituții financiare, inclusiv fonduri europene. De aceea spun că documentarea trebuie să fie bună ca să putem vota în deplină cunoștință de cauză. Mulțumesc! Dacă mai sunt discuții?
nu mă aduc propunerea de amânare a acestui proiect de hotărâre. Mai doriți să spuneți ceva? Cine este pentru? Prorogare. Prorogare. Discuțiilor pentru o ședință extraordinară. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? A fost aprobată prorogarea termenului de discutare a acestui proiect în ședință ulterioară. Având în vedere că am finalizat ordinea de zi, vă mulțumim pentru participare și declar ședința închisă. Mulțumim.